Toate mesele de comercializare a legumelor și fructelor au fost înlocuite cu altele noi, pe culori, astfel încât sucevenii să poată deosebi mai ușor care sunt comercianți, mesele albastre, și care sunt producători autohtoni, mesele de culoare bej. Pe lângă înlocuirea acoperișului, care era într-o stare avansată de degradare, au fost făcute lucrări de închidere a pieței cu tâmplărie termopan, ceea ce permite blocarea accesului persoanelor neautorizate în afara orelor de program. În același timp s-a efectuat și o izolare termică mai bună a spațiului, atât de necesară în timp de iarnă. Elementele suplimentare de siguranță au fost adăugate prin montarea de camere video de supraveghere, utile atât comercianților, clienților, cât și gestionarilor spațiului comercial. Eu zic că s-a făcut un lucru bun, chiar dacă s-a redus numărul de mese de la 105 la 91, piața este mai aerisită, este curat, sigur am introdus niște norme acolo care nu prea plac, totdeauna când sunt norme de respectat, oamenii nu prea sunt de acord, dar nu este altă soluție, nu poate să rămână marfa peste noapte, ea trebuie luată în fiecare zi de acolo, trebuie făcut curățenie. De asemenea, am mai cumpărat încă 10 vitrine noi la lactate, care vor fi puse în perioada următoare. Deja se modernizează celălalt tronson al pieței, măsura în care va fi vreme în luna noiembrie, o vom termina, mai rămâne cupola probabil în primăvară. Facilitățile puse la dispoziție celor care își vând produsele în piață vin la pachet și cu o serie de obligații pentru a se păstra curățenia și aspectul plăcut. În primul rând, în zona modernizată s-a interzis cu desăvârșire depozitarea mărfurilor în jurul meselor pentru a nu obstrucționa circulația. De asemenea, este obligatorie folosirea cântarelor verificate metrologic, menținerea în permanență a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia, dar și depozitarea pe mese a mărfurilor în timpul nopții, măsură care a stârnit nemulțumirea unora dintre comercianți învățați cu vechiul sistem. Modernizarea pieței centrale va continua și anul viitor cu cealaltă jumătate. De asemenea, primarul Ion Lungu a afirmat că există posibilitatea ca de anul viitor piața centrală să beneficieze de încălzire, urmând să fie racordată la sistemul centralizat. Merg pe această idee pe care am spus-o și inițial, să aducem încălzirea în piața anul viitor, să ne racordăm la sistemul centralizat, în așa fel încât pe perioada de iarnă să fie condiții optime pentru desfășurarea unui act de comerț civilizat. S-au făcut mese pe culori pentru producătorii locali, pentru societățile comerciale. Eu zic că este un pas înainte și, dacă ne ajută Dumnezeu, anul viitor finalizăm în totalitate de modernizat piața centrală. Ion Lungu a adăugat că nu este exclus ca din anul 2016 să înceapă procese de modernizare și în alte piețe din municipiu, proiectele fiind deja întocmite. Este vizată în primul rând piața agroalimentară din Burdujeni, pentru care s-ar fi prins deja bani în bugetul pentru anul viitor.